Stimați telespectatori, ne aflăm la o nouă emisiune în slujba comunității. Invitați în platoul Informația TV, de această dată sunt primarul orașului Tășnad, Vasile Mitrașcă, alături de colegii mei, Stella Cădar și Adrian Caraba. Domnule primar Mitrașcă, sunteți la al patrulea mandat la conducerea primăriei Tășnad. Înainte de a fi la primăria Tășnad, ați fost la primăria Căuaș din 96, din 90-96. Din 96-2000 a fost primul mandat. La primăria Tășnad a urmat altele trei, da? Acum sunteți la al patrulea mandat la primăria Tășnad, așa că putem zice că aveți în degetul mic problemele comunității din Tășnad. Vreau să vă întreb exact ce ați realizat pentru Tășnad, pentru că ați realizat foarte multe în acești ani. Aș vrea să vă întreb prima dată care sunt trei proiecte majore care au început în acest, l-ați început în acest mandat și care vor continua pentru dezvoltarea orașului Tășnad. În primul rând, bună ziua și mă bucur că într-o asemenea companie vom putea să aducem în fața tășnădenilor, în primul rând, o parte din tot ce am reușit noi în acești ani, pentru că dorința noastră a fost aceea întotdeauna de a face în fiecare mandat ceva care să rămână pentru noi în folosul comunității. Eu fac parte din cei care îmi place să continui și ce au făcut ceilalți dinaintea mea. Pentru că eu am pierdut alegerile în 2008, dar asta nu înseamnă că cei care au gestionat administrația locală în cei 4 ani de zile nu au avut anumite proiecte pe care să le promoveze. Am preluat, sigur, o parte din aceste proiecte, cum este și normal, dar am și promovat altele, pentru că este important ca pe aceste axe 2014-2020 să putem să promovăm proiecte importante pentru Tășnad. Ca să fiu foarte la obiect, proiectul cel mai important care se va derula la Tășnad și pentru care s-a muncit din 2007 este infrastructura pentru apă canal. În sfârșit, după luni și luni de contestații, reușim să avem un constructor și în această perioadă, practic, realizăm efectiv organizarea de șantier și așteptăm până la sfârșitul lunii iunie să demarăm această lucrare importantă pentru Tășnad, așteptată de foarte mulți ani, cu o valoare a investiției de 11 milioane de euro, la care se adaugă reabilitarea stației de epurare undeva în jur de 3 milioane de euro și reabilitarea stației de pompare a apei. Deci un proiect asamblat, aș vrea să spun, pentru tot ce înseamnă rețeaua de apă și canala Tășnadului, însumând aproape 14 milioane de euro. Toate aceste trei proiecte majore au termen de finalitate anul 2015. Finalitatea anului 2015. Din păcate, începutul nu este chiar bun, pentru că s-a demarat, de exemplu, lucrarea la stația de epurare, dar stagnăm de aproape o lună, iar termenul de finalitate ar fi undeva luna octombrie acestui an. Am încercat în această perioadă să luăm legătura cu constructorul, în primul rând, dar și cu cei care sunt instituțiile care implementează, de fapt, acest proiect. Mă refer la ADI Apă Canal Satu Mare și Societatea Apaser. Sperăm să reluăm lucrările acolo, pentru că am vrea să ne încadrăm în aceste termene. Este un proiect major, așteptat, încă o dată repet, de tășnădeni, însumând 20 de kilometri de canal, rețea nouă de canal și aproximativ 7 kilometri rețea de apă, rețele care vor veni reabilitate. Un alt proiect major care sperăm să-l finalizăm până la finalul acestui mandat, pentru că aceasta era întrebarea, este noul sediu al primăriei orașului Tășnad. Aici avem un fundal actual la clădire în care funcționăm, stăm în chirie, în condiții acceptabile. Noi nu dorim un lux la Tășnad, noi dorim condiții absolut normale pentru cei care deservesc populația Tășnadului și nu numai a Tășnadului. Acest lucru s-a înțeles mai greu și am avut chiar niște polemici, nu intru acum în amănunte, dar Tășnadul deservește în arealul lui aproximativ 11 comune, însumând 30.000 de locuitori, din Hodot și până în Pir, prin birou local de șomaj și prin birou pentru evidența populației. Deci toată această populație afluiește înspre Tășnad și aceste servicii le avem în această primărie, sigur, în condițiile pe care le știm la această oră.
noua investiție este una mult mai generoasă și care va oferi condiții bune celor care vor lucra acolo, funcționarilor în primul rând, dar și cetățenilor care vor apela la serviciile noastre. Un alt proiect la care de asemenea au fost ani de muncă, pentru care s-a semnat contractul de finanțare anul trecut, în luna mai, la Oradea, în prezența actualului ministru al dezvoltării, Liviu Dragnea, în prezența președintului Consiliului Județean, Satu Mare, președintului Consiliului Județean Bihor, primarii de la Tăjna și Marghita, este reabilitarea drumului județean Tăjnan-Marghita cu legătură la autostrada Transilvania, o cale de acces care, vreau să vă spun, va fi foarte, foarte, foarte apreciată de noi în această zonă, pentru că vom putea ușor aflui înspre zona, să zicem, zona de centru a României, Cluj, Napoca și așa mai departe, sau dacă se va dori să ieșim dincolo spre Ungaria sau Europa Occidentală. Deci un proiect foarte important pentru noi, promovat în 2007 pe FARE, prin Agenția de Dezvoltare Regională Cluj. Și vreau să vă spun că anul trecut am avut o șansă. Grantul pentru această investiție importantă este de aproximativ 18 milioane de euro și am reușit să implementăm această investiție pe fondurile de rezervă. Deci din fondurile de rezervă am reușit să promovăm acest proiect major pentru Tăjnad. De asemenea, și acest proiect are termen de finalitate decembrie 2015. Lucru important de știut. Pentru toate aceste proiecte pe care le-am enumerat și mai sunt și altele pe care le derulăm și probabil o să le prezint în fața dumneavoastră și a celor care ne ascultă, Primăria Tăjnad are cofinanțare. Noi, prin bugetul pe 2014, am alocat sume pentru cofinanțare pentru toate aceste trei proiecte, în așa fel încât să nu punem piedici în derularea acestor proiecte, care spunem noi că sunt foarte importante pentru oraș. Un alt proiect important este o grădiniță pentru care avem locația. Am semnat în urmă cu aproximativ 3 săptămâni autorizația de construcție, termen de finalitate și la această investiție, septembrie 2015. Sigur că acestea sunt lucrările, să zicem, mari. Investițiile mari pentru oraș. Dar brandul Tăjnadului se cunoaște foarte bine, este stațiunea turistică. Stațiunea turistică pe care noi am reușit să o creștem în aproximativ 10 ani, într-o perioadă foarte complicată și complexă pentru noi, dar chiar dacă greu la început, am înțeles că dezvoltarea turismului poate să fie o sursă extraordinară de venituri pentru noi, bugetul local, dar și pentru cei care au acolo afaceri. Mă refer la tot ce înseamnă capacități de cazare, de alimentație publică sau de altă natură. Și acolo sunt două, trei proiecte foarte importante pe care vrem să le derulăm, pe lângă ceea ce am făcut până la această oră. Nu știu dacă se consideră să intrăm în amănunte, dar poate este important de știut că, după statistica pe care o avem, în 2013, stațiunea Tăjnad, atestată în 2001, suntem singura stațiune turistică atestată în județul Satu Mare la această oră, atestată în anul 2001, în 2013 am avut aproximativ 250.000 de turiști. O scădere cu aproximativ 25.000 comparat cu anii anterior, dar sigur că asta se datorează în primul rând crizei economice. Dar noi încercăm mereu să venim cu dotări din ce în ce mai bune pentru ca turiștii care ne frecventează să vină din nou cu plăcere în fiecare sezon estival. Sunt două proiecte majore pe care dorim să le implementăm pe axele 2014-2020, pentru care la această oră avem proiectele gata de a le înainta, cum s-ar spune. Pentru unul avem și o hotărâre de guvern. Este vorba de o bază de tratament. O bază de tratament cu 80 de locuri de cazare și tot ce înseamnă partea de infrastructură pentru tratament. Și un bazin multifuncțional. Bazinul multifuncțional îl dorim pentru că, în primul rând, să-l adresăm tinerilor. Într-o locație acum pe care o avem în partea de jos al strandului, pentru cei care cunosc,
va fi între actuala piscină cu apă rece, terenurile de sport pe care le-am dat în funcțiune anul acesta și acest bazin multifuncțional pentru a face un fel de locație pentru tineri. Tinerii se plictisesc mai repede în apa termală și atunci lor vrem să le creăm un anumit divertisment și sigur cei în vârstnici să stea în bazinele cu apă termală pentru tratament. Dar avem nevoie de această investiție, baza de tratament, pentru că vrem să facem trecerea de la stațiune turistică de interes local la stațiune de interes național. Vreau să vă spun că la dotările pe care le are Tăjnadu acum, și am avut o discuție cu cei din Ministerul Turismului, avem punctajul, pentru că se face un punctaj pentru a face această trecere care ne-ar include în turismul național și sigur cu o altă deschidere. Dar avem nevoie de această investiție. Repet, avem proiectul, e un proiect de aproximativ 2 milioane de euro și încă o dată spun, ne vom axa foarte mult pentru a implementa acest proiect important. Domn primar, din ceea ce este deja finalizat, dat spre folosință, să spunem așa, din toate aceste mandate ale dumneavoastră la Tășnad, care sunt cele mai importante proiecte pe care le vedeți dumneavoastră, care vă poartă semnătura începute și finalizate de dumneavoastră? Aș vrea să mă înțelegeți. Fac parte din cei care am construit odauna ceva cu echipa. Deci nu mi-arog absolut merit eu ca om sau ca primar. Deci întotdeauna am încercat să am o echipă lângă mine și cred că asta a fost și atoul faptului că am câștigat atâtea mandate. Am reușit întotdeauna să fac echipă cu Consiliul Local, foarte important, indiferent de ce coloratură politică, dacă vreți, au fost consilierii, mereu am încercat să-i fac să înțeleagă că este bine să știm să ne dăm mâna pentru proiecte majore. Sigur că pe aici, pe acolo, mai sunt înțepături, ele sunt firești, dar atunci când a fost vorba de un proiect major, întotdeauna la Tărnat am știut să facem echipă. Doi, am construit și un aparat, aș vrea să spun aparat în ghilimele, deci am adus în aparatul primăriei oameni de calitate foarte bună, profesional vorbind, pentru că este foarte important. Din păcate nu poți să faci prea mult pentru ei ca primar, în sensul că salariile lor nu sunt unele care să-i motiveze. Și aș vrea să vă dau un răspuns și apoi vă dau răspuns la întrebarea dumneavoastră. Am fost recent în Polonia, într-o vizită în Mazovia de Sud și am vizitat câteva primării. Omologul, de exemplu, de la o primărie unde se implementează proiecte, lucrează efectiv la proiecte pe fonduri europene, are aproximativ 2000 de euro salar, iar cel de la mine din primăria orașului Tăjnad are 2000 de lei. E o mare diferență și atunci sigur că lucrurile trebuie să le vezi la dimensiunea acestor niveluri. Însă vreau să spun că succesul care a fost și al meu, dar a fost al unei echipe și a fost al orașului, până la urmă că cetățenii au fost cei care au câștigat din tot ce am reușit noi. A fost faptul că am știut să facem echipă întotdeauna și cred că asta e lucrul cel mai important. Proiectele mari, sigur, care au dat un alt curs vieții orașului și locuitorilor. Este, în primul rând, aducerea gazului. A fost o luptă de aproximativ 15 ani la Tășnad, până am reușit, în sfârșit, în 2008, să finalizăm aducerea gazului la Tășnad. Este un lucru important pentru noi, pentru că asta a dat o altă dimensiune nevoilor locale la Tășnad. Mai mult, toate școlile orașului Tăjnad, școala gimnazială, grădinițele, liceul tehnologic, spital, tot ce doriți dumneavoastră, la această oră sunt echipate cu instalații pe încălzire pe gaz. Am reușit să atragem și investitori. Gazul a adus și doi investitori importați la Tăjnad, pe Sabro, o societate cu capital austriac și o societate se numește Sondes SA cu capital danez, care au venit având această oportunitate. Însă lipsa locurilor de muncă este una care ne creează în continuare probleme și rămâne în atenția noastră. Doi, am povestit ceva despre Strand. Păi Strandul este, sigur, marele nostru câștig și dacă vreți să vă spun, satisfacția mea este că oameni care n-au făcut turism niciodată în viață, au învățat în 10 ani, calificați prin Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Vreau să vă spun că sunt oameni la Tăjnad de 60 de ani care au făcut cursuri și azi practică agroturismul, care n-au știut în vest ce înseamnă turismul.
Totul a început undeva în 2003, când am început să avem un aflux de turiști și nu mai aveam locuri de cazare. Și atunci ne-a venit ideea, sau mi-a venit ideea, ne-am întâlnit cu cei care aveau case în zona strandului. Și am spus, domnilor, haideți să încercăm să primiți turiști acasă pentru că veți face niște bani. Oamenii nu au fost foarte receptivi. Au fost care s-au vândut și terenurile. Sigur, erau sceptici. Domnule, dar cum să-l primez eu la mine în casă pe ăla din Cluj sau din Bistrița, în casă la mine, să doarmă la mine? Au învățat însă că se pot face bani și astăzi, pentru cei care cunoaștem zona aceasta din imediat apropierea stațiunii, o să vedeți case frumoase, puse la punct, case puse efectiv la dispoziția turiștilor. Este un lucru foarte bun. Și într-o perioadă relativ scurtă de timp, în condițiile în care ați văzut stațiuni de tradiție din România, Herculane, să vă dau un exemplu, Govora, sunt în paragină, Tăjnadu, prin resurse aproape proprii, pentru că n-am fost susținut extraordinar de nicăieri, dar noi am conștientizat că este o mare avuție pentru noi și l-am dezvoltat. Asta nu înseamnă însă că am făcut totul acolo și sunt încă multe lucruri de făcut în continuare. Da, domnule primar Mitrașca, sunteți primar, ați fost ales primar, recent au avut loc alegeri în România, în județul Satu Mare. În 25 mai au avut loc alegerile europarlamentare. Cum comentați rezultatul acestor alegeri, având în vedere că la Tășnad PSD a obținut 31,4%, UDMR 39% și PDL 9%? Deci, sunt mai multe explicații. În primul rând, gradul, procentul de participare la vot n-a fost ca cel la locale, unde am avut 85%. Există mult mai mult interes la alegerile locale, pentru că lumea dorește să-și impună primarul, să-și impună consilierul local și așa mai departe. La europarlamentare sunt mai multe consecințe. Deci, o dată am spus procentul de participare, chiar dacă vreau să spun că fiecare formațiune politică am încercat să avem mesajul prin care îndemnam pe oameni să vină. Nu este însă foarte bine înțeles nici ce înseamnă europarlamentar. Sigur, la nivelul de discuție, să zicem noi aici, probabil că vom putea da foarte multe relații. Oamenii simpli, oamenii cu problemele lor cotidiene, mai puțin sunt interesați de ce înseamnă europarlamentar. Deși noi le-am explicat mereu că ei ne reprezintă acolo, 32 de europarlamentari ne reprezintă și de acolo așteptăm foarte mulți bani pentru proiectele, uite, în infrastructura și în nevoile României. 2 sau 3. Tăjnadu are aproximativ 38% populație de naționalitate maghiară. Ceea ce se revede. Sigur. Și în rezultatul. Deci, practic noi, comunitatea românească, ne batem pe aproximativ, în ghilimele, ne batem pe aproximativ 60%. Din cele 60%, PSD-ul a luat la Tăjnad 32. Putea mai mult, o spun cu sinceritate, dar, încă o dată spun, este foarte important că avem o echipă bună la Tăjnad și la organizația locală a PSD și există și o generație de tineri care vin acum, împletită cu experiența noastră, credem că vom face lucruri bune în continuare și în organizația PSD. Nu putem pune în balanță cu ce am obținut la locale, unde, sigur, rezultatele au fost cu totul și cu totul altele. O să vă întreb ce relație aveți cu conducerea județului și cu cea națională, dacă aveți relații cu cea națională. Cu cea județeană, cu cei de la conducerea, Consiliul Județean, Prefectura, instituțiile deconcentrate, sigur că există relații absolut de comunicare și sunt relații diverse. Întotdeauna am încercat cei de la Tăjnad să stăm undeva într-o relație foarte bună cu toate instituțiile județului și vreau să spun că ne-au și răspuns la fel. Deci nu am avut în toți acești ani disensiuni, dacă vreți, între instituții locale, să zicem, din orașul Tăjnad și cele ale județului. În plan național, sigur, ca primar te bazi de ministerele în care te duci cu proiectele pentru... La Ministerul Turismului, să zic. Ministerul Turismului, Ministerul Dezvoltării, Administrației Publice, poate Învățământului. Deci sunt ministerele cu care efectiv, să zicem, ai anumite proiecte și ești obligat să te duci la tot felul de întâlniri sau
Dar vreau să spun că Tăjnaudul a fost vizitat în toți acești ani de foarte mulți demnitari, și români, și din afară, și întotdeauna am știut să ne prezentăm marfa, pentru că asta este tot. Practic, ce am reușit noi acolo, cu resursele noastre, mai mari sau mai mici, resursele pe care încercăm să le aducem în plus la bugetul local, eu vreau să spun că totdeauna ne-am prezentat onorabil. Sunteți primarul Tăjnaudului de atâția ani, cunoașteți orașul mai bine ca oricine altcineva. Aș vrea să vă întreb care este principalul atual Tăjnaudului. Faptul că este un oraș mic, ușor de condus, faptul că este aproape de granița cu Ungaria sau faptul că are o multiculturalitate bogată? Cred că împletite ar fi cam toate trei. Multiculturalitatea este, sigur, o realitate, nu numai la Tăjnaudul, în general în zona Transilvaniei. Este un lucru pozitiv pentru că creează o anume emulație între etnii și, dacă de ce nu, și o anume concurență. Ea este benefică și cred că din acest lucru nu avem decât de câștigat. Apropierea de granița cu Ungaria nu ne-a ajutat foarte mult pentru că noi nu am reușit să avem proiecte majore transfrontaliere. Deci Tăjnaudul nu a intrat într-un asemenea proiect. Orașul nu este, într-un fel, este mic. 10.000 de locuitori, aproximativ 10.000 de locuitori. În 90 aveam 12.500. Sigur, tot ce s-a întâmplat în această perioadă, populația este în scădere. Nu este ușor de condus și este și impropriu spus că un primar nu conduce un oraș, indiferent unde. El gestionează un buget pentru anumite nevoi de infrastructură, școli, sănătate, tot ce înseamnă acest lucru. Și sigur că își pune pe CETA pe tot ce reușește să facă în acești ani, în mandatele pe care le are unul sau altul. Este important acest lucru. Faptul că este un oraș mai mic și cunoști oamenii, interacțiunea este mult mai simplă. Dacă merg în piață, cunosc 90% din oameni și socializez mult mai ușor. Și afli informații. Vreau să spun că multe din proiectele sau o parte din proiectele pe care noi le-am promovat, nu de mare anvergură, mai mici. Și faptul că ai făcut un trotuar într-o anumită zonă sau ai reabilitat o clădire sau, știu eu, un parc, poate veni din sugestia oamenilor. Însă îți trebuie enorm de multă răbdare pentru că fiecare are o anume idee a lui și tu trebuie să-l înțelegi că el, dacă vine bine intenționat, este un lucru extraordinar. Mai sunt și rău intenționați. Dar un om bine intenționat care spune: domnul primar, ce crede, s-ar putea face treaba aia? Domnule, hai să o vedem, o analizăm, vedem ce surse de finanțare avem, dacă este oportună, dacă este o prioritate, o mai amânăm și așa mai departe. Deci, atâta vreme cât cunoști oamenii, cred că e un câștig. Este, da, un câștig. Domnule primar, eu aș vrea să vă întreb ce rol joacă politicul în viața unui primar. Cât este de important ca partidul din care face parte primarul să fie la guvernare? Este o problemă atunci când primarul face parte dintr-un partid aflat în opoziție? Da, din păcate în România nu s-a înțeles un lucru și se continuă. Poate nu pe aceeași linie cum au făcut, să zicem, precedentele guverne, dar se continuă a susține anumite primari care sunt în partidul de guvernământ. Eu vreau să spun că nu mi se pare chiar normal. De ce? Pentru că o comunitate care are un primar dintr-o altă formațiune politică și are un proiect major pentru comunitate și tu să-l blochezi pentru că nu-i la tine în formațiune, nu este corect. Pentru că un primar poate veni, este exponentul unei părți al populației dintr-o formațiune politică, dar nu toți înseamnă că întâlnați sunt PSD. Deci sunt și alți cetățeni acolo care au alte opțiuni politice și nu pot să-i sancționez pentru faptul că... Dar ce pot să spun? Eu am avut și multe ghinioane. În 96, când am câștigat alegerile la Tăjnaud pe PDSR, am fost întotdeauna în această formațiune politică. Chiar dacă stânga, dreapta, toată lumea a încercat, domnul Mitrașcă, ce ai la noi? Nu, domnule, m-am dus înainte, cu bune, cu rele, în această formațiune și nu-mi pare rău. Este un partid, cel puțin și la județ, întotdeauna a avut oameni de ispravă aici la Satu Mare și am colaborat foarte bine. În 96 am câștigat alegerile, a venit PNCCD-ul. În 2000 am avut noroc că a venit PDSR-ul, după care Alianța, da, în 2004.
Acum venim pe USL, sigur, este o oportunitate importantă pentru noi și faptul că actualul guvern condus de Victor Ponta a alocat o sumă substanțială pentru demararea lucrărilor de la noua primărie, sigur, este și o consecință a faptului că sunt din această formațiune politică. Deci, în cele două veniri ale primului ministru aici la Satu Mare, am avut o scurtă discuție pe această temă și mi-a spus, zice, trebuie să construim o primărie la Tăjnad, dați-i drumul că veți avea fondurile necesare. Este un lucru care te bucură și sigur că îți dă speranțe și pentru echipa pe care o ai lângă tine, că atunci când vezi un proiect major, că îl promovezi pentru un oraș cum este Tăjnad. Haideți să ne oprim puțin la această primărie. Au fost destule discuții pe marginea acestui subiect. A fost promovată prima dată de domnul Petric cu Comisia de Buget Finanțe. Au existat discuții, au existat speculații. Cât de palpabil este în prezent acest proiect în luna iunie 2014? Cât de aproape de adevăr și de a ridica această clădire? Nu, trebuie să înțelegeți anumite lucruri. Deci, în momentul în care noi, la nivelul județului, să zicem, primare, am avut o discuție în forurile de conducere ale formațiunilor noastre politice sau la nivelul Consiliului Județean, fiecare primar a venit în fața conducerii județului cu un pachet minimal de proiecte. În pachetul Tăjnadului, sigur, una din investițiile majore pe care le doream să le facem era primăria. În momentul în care s-a lansat acest lucru, sigur, am început proiectul, un lucru foarte important, după care am început să căutăm surse de finanțare, pentru că pe fonduri europene o asemenea investiție nu se putea face. Deci nu puteam face decât din alocări de la Guvernul României, alocări de la Consiliul Județean sau bugetul local apelând la un credit. Deci aceste discuții le-am avut. Sigur, domnul Petric, care a încercat un lucru foarte important, a făcut lobby în Comisia de Buget a Parlamentului pentru această investiție și, dacă ne aducem aminte, anul trecut a invitat în județul Satu Mare această comisie, Comisia de Buget, care a avut o vizită și în Tăjnad, în care am prezentat dorința noastră de a realiza această investiție și am expus toate doleanțele noastre. Sigur, dânsul fiind odată sădmărean în Comisia de Buget, a încercat și încearcă în continuare să găsească finanțare pentru continuarea acestei investiții. Dar suma care ne-a venit prin Guvernul Român este de la Consiliul Județean. Aș vrea să spun că în momentul în care am depus jurământul în 2012 pentru acest nou mandat, actualul președinte al Organizației Județene, domnul Mircea Gobor, a spus: Vasile, în acest ciclu noi vom construi primăria la Tăjnad. Sigur că era o sală 100-150 de oameni, a fost un lucru bun, dar am luat-o ca o promisiune. Iată că s-a ținut de cuvânt și demarăm în această lună, luni de fapt, în 16 iunie, avem licitație. Termenul de finalitate, eu repet, cred că l-am mai spus, este 12 luni. Un termen destul de scurt, dar dacă dă Dumnezeu să prindem o firmă bună, se poate face. Da, și unde va fi sediu? Mergem pe vechiul amplasament. Pe vechiul amplasament. Noi am încercat să achiziționăm un teren în imediată apropiere de 1200 de metri pătrați, unde există o casă în care există un magazin, pentru că am fi dorit-o pe un amplasament mai generos, mult mai deschis, în care să facem și câteva utilități, un parc, parcări și așa mai departe. Însă prețul pe care l-au cerut respectiv a fost prea mare și bugetul local nu ne-a permis. Atunci mergem pe vechiul amplasament. Da, mi-amintesc că vechea primărie era lipită de un bloc. Deci locul nu e foarte mare. Nu este unul foarte generos, dar acolo știu tăjnădenii de o viață și acolo dorim. Mai este încă un lucru foarte important care am dorit să fie înțeles. Această clădire a fost donată statului român în 1926 de către Coriolan Șter. Coriolan Șter este cel care a condus delegația Plasei Tăjnad la momentul 1918 și a fost ales membru supleant în colegiul la vremea respectivă. Deci o personalitate importantă. Avocat fiind de profesie, el a condus o perioadă și a deschis la Tăjnad prima bancă cu capital românesc, Vulturul, sunt lucruri cunoscute. Înainte de moartea lui, în 26, n-a avut urmaș, a donat această casă statului român.
Deci această clădire are și o anume încărcătură sentimentală pentru noi. De aceea, cel puțin partea de fațadă a clădirii în noul proiect redă vechea clădire. Da. Și vreau să revenim puțin la situația din primărie și la situația bugetarilor. Au avut loc de-a lungul timpului mai multe dispute despre situația numărului bugetarilor. Sunt prea mulți, sunt prea puțini. La dumneavoastră în primărie, care e situația? Vă descurcați cu câți angajați aveți? Ar mai trebui sau sunt prea mulți? Deci, încă o dată, cred că am început să spun astăzi. În actuala conjunctură în care bătălia numărul 1 este cea pentru buget, pentru atragerea de noi venituri, pentru atragerea de fonduri europene, funcționarii pe care în primărie trebuie să fie profesional foarte bine pregătiți. Este lucrul cel mai important. Dacă vorbim despre Tăjnat, numărul de funcționari este undeva la mijloc. Nici prea mult, nici mai puțin. În calitate am vrea să creștem în câteva birouri. Însă vreau să vă spun că recent am organizat un concurs pentru arhitect pentru primărea orașului Tăjnat sau inginer constructor care să poată să preia această responsabilitate. Salariul de încadrare a unui absolvent, să zicem, de arhitectură sau inginer constructor venit pe organigrama primăriei ca, să zicem, inspector principal, nu depășea 1500 de lei. Vreau să vă spun că n-a venit nici măcar nimeni să se intereseze. Deci acestea sunt problemele complicate pe care le avem în administrația locală, cel puțin la noi la Tăjnat, dar ele sunt și în altă parte. De ce? Pentru că nu funcționează autonomia locală financiară, pentru că ar trebui să-i dai posibilitatea primarului și Consiliului Local, care face evaluarea unui funcționar, și acolo unde există cerințe de genul implementării unor proiecte. Adică nu mi se pare normal să ai funcționari care implementează proiecte de milioane de euro și tu să-i dai un salariu de 1500, 2000, ceva acolo, mai sus nu se poate urca. Deci nu se poate, așa nu vom face performanță. Și atunci apelăm la firme pentru a ne face proiecte și sigur că disipăm foarte multe fonduri. Lucrurile acestea însă, noi primarii cel puțin, cei cu o anume vechime, încercăm să le spunem de fiecare dată celor care, să zicem, guvernează. Din păcate încă nu s-a găsit o soluție prin care să facem oameni bine pregătiți să vină spre administrația publică. Da, domnule primar, haideți să revenim la politic. La această oră, majoritatea parlamentară este alcătuită din PSD, UNPR, PC, UDMR plus minorități. Cât credeți că va rezista această coaliție, să-i spunem așa? Și aș vrea să vă întreb de asemenea dacă PSD va primi pe PDD la guvernare. Este complicată. Percepția mea însă este absolut o părere pur personală. Bătălia aceasta care se duce pentru președinție, cred că ar trebui să o privim noi cei din PSD altfel. Și am să mă explic. Noi venim la guvernare după 8 ani de opoziție. Deci Partidul Social Democrat din 2004 n-a mai fost la guvernare decât în acea perioadă scurtă. Ați mai fost. Am fost la proptite, eventual, pe aici pe acolo. Dar eu, din punctul meu de vedere, pentru mine ca primar, pentru că așa privesc lucrurile, pe mine mă interesează guvernarea. Deci eu aș consolida foarte mult guvernarea în această perioadă și în anii care vin, pentru că atâta vreme cât dacă am reușit să aducem lucrurile pe o linie de normalitate, economic vorbind, în primul rând, social și așa mai departe, partidul va avea beneficii. O luptă din aceasta pe viață și pe moarte pentru președinție, de ce o avem în România astăzi? Pentru că Constituția a fost mereu pusă la o parte și de unii și de alții. Dacă Constituția ar fi respectată, actualul președintele României, indiferent cine este, are prerogative foarte clare. Executivul, care este guvernul, de asemenea are prerogative foarte clare și deliberativul, care este Parlamentul. Cred că aici lucrurile nu se înțeleg și noi încercăm să privim în continuare pe președinte ca pe tătucul nostru care poate să facă totul. E o mare greșeală.
Se înțeleg că nu sunt foarte importante alegerile prezidențiale din punctul nostru de vedere pentru PSD, deci nu este moarte de om, n-ar fi o moarte de om dacă PSD n-ar câștiga nici de această dată Deci alegerile. Vreau să vă spun că nu, a fost un punct de vedere al meu personal pe care l-am exprimat în sensul în care spun că guvernarea pentru mine este mai importantă. În acest sens îl vedeți și pe domnul Ponta în continuare prim-ministru și nu președinte? De ce nu? A acumulat 2 ani de zile ca prim-ministru, care este un om politic care vine din nouă generație, care categoric trebuie să însemne o speranță pentru România. Nu numai el, și o altă pleiadă de tineri politicieni, pentru că este clar, generațiile se schimbă. Când acumulez 2 ani de zile ca și prim-ministru, este o experiență care trebuie să o continue. Așa o văd eu. Probabil că interesele pe care pe mine mă depășesc îl va împinge să candideze. Este o persoană... Interesele unora din interiorul PSD? Mă refer aici la domnul Liviu Dragnea, care practic îl împinge pe Victor Ponta să ia odată o decizie, să-și anunțe candidatura? Nu cred că de această natură va fi problemă interesantă pentru noi, pentru Partidul Social Democrat, dar vreau să spun că noi mai avem oameni care pot să candideze și chiar cu șanse mari să câștige președinția. V-am spus, totul vine de la faptul că Constituția nu este respectată și dacă vreți, am să ocolesc întrebarea dumneavoastră cu Dragnea și cu împinge pe domnul Ponta, pentru că nu cred că stau lucrurile chiar așa. Regretul meu și cred că a foarte multor milioane de români este faptul că proiectul USL n-a reușit. Pentru că sunt 2-3 teme majore pe care românii le-au conștientizat că o asemenea uniune adusă odată la guvernare cu un procent de aproape 70% pot face niște lucruri importante. Discutăm de Constituție. Era una din probleme. Realmente modificarea Constituției este o cerință. N-am făcut regionalizarea. Regionalizarea funcționează aproape peste tot în Europa. Am vorbit de descentralizare. Nu s-a făcut. Vă întreb, sau ne întrebăm la această oră, când vom avea încă o majoritate de asemenea natură în România în care aceste proiecte majore să le putem trece prin Parlamentul României și să le vedem viabile în teritoriu? De ce nu le-ați făcut, domnule Mitrașca? Faceți parte din partidul aflat la guvernare, din cel mai important partid aflat la guvernare. Așa este, aveți dreptate. Încercări au fost. Nu s-a reușit. Este o nereușită nu numai a noastră, a României. De ce a eșuat USL din punctul nostru de vedere? Deci, cel puțin cu cele 3 proiecte majore pe care le-au enunțat în toată această perioadă până am câștigat alegerile, da, așa este. În prima rând, m-aș întoarce la administrația publică. Au trecut 2 ani și câteva zile de la alegerile locale. Aveți în plan un proiect pe care l-ați pornit sau doriți să-l porniți în acest mandat și considerați că nu-l veți termina până în 2016? Deci am enumerat la început vreo 4-5 proiecte care sunt toate acum în stadiul de demarare. Însă, la modul în care se lucrează în România cu firme care vin, se bat pe licitații și apoi lucrările se derulează greu, este posibil să avem rămâneri în urmă. Dar rămânerile în urmă, cel puțin atâta vreme cât lucrez pe fonduri europene, asta înseamnă penalități. Și asta nu este un lucru ușor de ocolit. Aici lucrurile sunt foarte clare. Eu am speranța că cel puțin canalizarea să o finalizăm până în 2016, pentru că ce se întâmplă? Trebuie înțeles în momentul în care lucrez 20 de km de străzi într-un oraș cum este Tăjnadu, noi trebuie să gândim refacerea străzilor. Ori 20 de km de străzi refăcute nu este simplu. Trebuie să gândim de pe acum cu ce fonduri, pe ce proiecte putem merge pentru reabilitare și avem deja un proiect pentru reabilitarea unui pachet de străzi. Inclusiv facem calcule la această oră pentru a lua un credit. În așa fel încât să nu-i mai stresăm pe oameni după ce o să-i ținem cu canalul luni de zile. Pentru că ce se întâmplă? Oamenii, vedeți dumneavoastră, sunt interesați de ce se întâmplă mâine, peste o lună, peste un an. Deci pe un cetățean nu-l interesează strategiile noastre pentru 10, 15, 20 de ani. El vrea imediat niște rezultate.
și poate lucrul cel mai important pentru orice cetățean. El când iese din curtea lui, să intre pe un trotuar pus la punct, pe o stradă care este reabilitată, asfaltată sau de altă natură. Deci noi vom avea în continuare un mandat, să zicem, 2016-2020, pentru cei care vor veni în administrația locală, care va avea prioritatea numărul 1, refacerea infrastructurii orașului Tăjnat. Aveți în plan sau v-ați pus în plan în 2012 sau în decursul acestor 2 ani un proiect la care, pe care considerați că nu îl veți putea începe până în 2016? Deci din lipsă de fonduri, din lipsă de finanțare? Deci mi-aș dori să încep baza de tratament și am explicat de ce. Pentru că vrem statut de stațiune de interes național care ne-ar aduce multe, multe alte facilități. Vreau un strand, bazinul multifuncțional pentru că am permanentizat tinerii, pentru că ce se întâmplă? Acum foarte multe hotele și din zonă au contracte cu case de asigurări de sănătate în care vin în principal pensionarii la tratament. Dar pensionarii nu sunt mari consumatori. Deci ei se limitează la strictul meniu care l-au acolo și poate la alte lucruri mult mai mărunte. Ori tinerii sunt mai cheltuitori și atunci tu trebuie să te gândești și la veniturile care trebuie să le aduci acolo în strand. Deci e foarte greu să spun acum un proiect pe care l-aș demara și să nu-l finalizăm. Este clar că nu le vom finaliza pe toate, pentru că baza de tratament care o pornim pe axele acestea de finanțare 2014-2020, dacă vom reuși să depunem proiectul anul viitor. Deci este clar că nu vom putea finaliza până în 2016, dar dorim acest lucru. Ați enumerat înainte printre proiectele nerealizate de USL și regionalizarea. Să înțeleg că dumneavoastră sunteți pentru regionalizare. Da, sunt pentru regionalizare în sensul în care am văzut cum funcționează în anumite țări din Europa. Deci regionalizarea sau regiunile, de fapt, funcționează în Europa. Și anumite proiecte importante vin pe regiune, mai ales pentru infrastructura. Să dăm exemplu turismului. Noi, dacă, să zicem, regiunea aceasta de nord-vest am funcționa cum este organizat la această oră Agenția de Dezvoltare Regională pe cele 6 județe. Deci, automat, pe regiune s-ar putea promova proiecte foarte importante pentru punerea în valoare a turismului, să zicem, din această zonă. Pentru aceasta îți trebuie infrastructură o infrastructură diversă. Deci eu o văd benefică și mai mult am descongestionat, să zicem, tot ce înseamnă aceste instituții deconcentrate la această oră, care unele nume sunt funcționale. De câți bani dispune primăria Tășnad într-un an de zile? Sunt mulți? Sunt puțini? Vă fac satisfac dorințele, planurile, ideile, cheltuielile? Banii niciodată nu o să ne ajungă pentru că sunt enorm de multe probleme. N-am discutat nimic de problemele sociale, care sunt foarte importante și ele devin din ce în ce mai presante pentru bugetele locale. Asta pe fondul crizei economice, a lipsei locurilor de muncă și... Da, de aceea am încercat, pe lângă tot ce avem în bugetul local, care vine odată din veniturile proprii, taxe, impozite locale, din sume defalcate care ne vin prin guvern și așa mai departe, am încercat să punem o valoare, să aducem, să suplimentăm bugetul local cu veniturile proprii. Iar una din surse este stațiunea, care aduce un buget important pentru noi și vreau să vă spun că anul acesta bugetar, pentru prima dată în ultimii ani, sume importante care au rezultat în urma încasărilor din Ștran au fost aduse pentru lucrări în infrastructura orașului Tăjnad. Am spus asta de mult tăjnădenilor, că va veni o vreme când strandul va da bani pentru oraș. Însă prima dată trebuia să dezvoltăm acolo ceva, să-i facem pe oameni să se simtă bine, să-i facem pe oameni să revină. Ei, acum, cu foarte multă prudență, anumite sume, în fiecare an le putem aduce pentru lucrări din oraș. Că sunt școli, că este infrastructura stradală, dar clar, strandul începe să dea bani pentru orașul Tăjnad și este un lucru foarte important. Da, domnule primar, spuneați că regretați că proiectul USL n-a rezistat. În aceste condiții aș vrea să vă întreb dacă mai vedeți posibilă o alianță PSD-PNL la următoarele alegeri locale și de asemenea vreau să-mi spuneți ce părere aveți despre noua alianță PNL-PDL.
Deci, în plan local, eu văd o alianță în continuare PSD-PNL, inclusiv la Tăjnat, pentru că lucrăm foarte bine și în Consiliul Local. Există o relație foarte bună între cele două organizații și cred că, din acest punct de vedere, lucrurile pot decurge într-o anume normalitate. Sigur, fiecare cu ponderea și cu pretențiile pe care pot să le aibă la vremea respectivă, o să le aibă la vremea respectivă. Alianța PNL-PDL nu este o noutate. Este alianța DA care a funcționat din 2005 până în 2007, am înțeles, 2 ani de zile, dacă memoria nu mă înșală. Da. O văd conjuncturală legată mai mult de evenimentul din toamnă, alegerile pentru prezidențiale. Deci, dacă nu schimbă și ei garniturile și merg cu aceiași oameni, mari șanse de izbândă nu o văd în continuare. Credeți că vor reuși cele două partide să ajungă la fuziune? Nu. Nu, pentru că Partidul Democrat Liberal, un partid mai nou venit pe scenă, acesta este adevărul și care nu este foarte bine încadrat într-o doctrină politică, acesta este adevărul, comparat cu PNL-ul, un partid istoric, care este cu totul și cu totul altceva, va fi foarte greu să vedem cine pe cine asimilează, cine pe cine sau cum fuzionează. Domnule primar, vreau să vă spun că PNL, un partid istoric, n-a avut nicio problemă să treacă la stânga, să facă o alianță cu PSD. De ce ar avea o problemă să fuzioneze cu PDL? Nu cred că va fi o problemă, dar cred că PNL-ul va dori să-și păstreze, să aibă o amprentă foarte clară în noua construcție. Din acest punct de vedere, un partid istoric cu un trecut anume, cu PSD-ul, USL-ul a fost o alianță pentru niște obiective. Aici e vorba de o fuziune. Deci lucrurile sunt un pic diferite. Obiective care nu s-au realizat. Că nu s-au realizat. Asta am spus și regret acest consilierii lucru. Locali PNL cu PSD sunt mai aproape sau PNL cu PDL? Încă, practic, nu ne-am dezmeticit din ce s-a întâmplat. Deci, dar la Tăjnat există USL. Da, nu, există USL. Deci, atâta s-au vreme schimbat cât majoritățile în Consiliul Local Tăjnat? Nu, am rămas în aceeași formulă. Deci, nu văd ce schimbări să facem. Avem și UDMR-ul care este la guvernare. Da. Deci, practic, sunteți împreună. Da. PSD cu UDMR ar putea alcătui o majoritate la Tăjnat? Da. Dar facem 9 consilieri din 15. Deci, dar nu cred că se pune probleme de această natură. De fapt, spun, am încercat să-i conving întotdeauna și am lucrat cu foarte mulți consilieri în toate aceste mandate, că este important să ne promovăm lucrurile pe care le dorim la Tăjnat. Și până în prezent am avut, vreau să spun, câștig. Poate e și un mod al meu de a încerca mereu să înțelegi și stânga și dreapta, să îi aduni, ca să putem trece mereu anumite lucruri importante. Spuneți-ne, cum decurge o zi din viața dumneavoastră, un zi din viața unui primar? Cu ce fel de probleme vin oamenii la primărie? Sunt și probleme sociale, sigur. Vedeți, la început am încercat și eu să impun un anume sistem care, mă rog, se practică. Să am zile de audiență, sau ore de audiență, însă, repet, într-un oraș cum e Tăjnadul, în care cunoști pe toată lumea, dacă îl vezi că este la ușa ta, nu-l trimiți acasă și să-i spui, domnule, vin o vineri, că eu n-am audiența asta. Deci îmi fac mereu timp să am o vorbă pentru oricine vine la mine la birou, chiar dacă este un lucru care te stresează și de multe ori te sustrage de la anumite lucruri mai importante care trebuie să le faci. Dar tu trebuie să pui în balanță faptul că un om care vine la tine la primar nu vine de dragul să te vadă, el are o problemă și problema lui este cea mai importantă. Orice îi spui tu, problema lui este cea mai importantă și atunci trebuie să îți faci timp și să ai răbdare și să ai nervi și să îl primești cu toată bunăvoința și să-l i-a spus doleanța, să-i dai un răspuns. Și cred că acesta este un lucru care a făcut să pot câștiga atâtea mandate, pentru că am fost mereu deschis față de oameni. Ne-a spus că procentul românii maghiari este de 40-60%, 60-40%. Mai aveți o comunitate consistentă de romi, aveți șvabi. Există conflicte interetnice în Tășnad?
Nu, nu pot spune. Nu există conflicte interetnice la Tăjnad. Comunitatea șfăbească este una, din păcate, redusă. Dacă în 1992, în recensământul de atunci, la Tăjnad erau 300 de șfab, în ultimul recensământ, de acum 3 ani de zile, dacă nu mă înșel, s-au declarat șfab doar 60 de tăjnădeni. Deci, din păcate, o comunitate importantă și care și-a pus o amprentă sănătoasă pe tot ce a însemnat dezvoltarea în timpul Tăjnadului, iată că încet, încet dispare. Comunitatea de rom, însă, este una care este complicată și relația cu ei este una foarte complexă. Și în plină dezvoltare, probabil. Vedeți, dumneavoastră, noi tot spunem și discutăm foarte mult despre integrarea romilor. Și sunt programe pentru integrare. Autoritățile locale și noi la Tăjnad încercăm să facem tot mai mult pentru comunitatea de rom. Și aș vrea să vă spun că la această oră, între copilul de rom, cel maghiar sau cel român, nu este nicio diferență. Toți stau în aceeași clasă, învață cu același profesor, au aceleași condiții, sub acest aspect. Numai că în procesul acesta de învățământ, copilul de rom stă până la ora 12 la ore, dacă, să zicem, frecventează, acasă nu mai există continuitate, comparat cu ceilalți, unde există o anume continuitate, faci teme și așa mai departe. Dar aș vrea să vă dau exemplu acum de la alegerile europarlamentare. Am avut o anume discuție cu liderii lor de acolo, în sensul că nu le-am acordat niște sume pentru ziua romilor, care au vrut să facă o chermeză. Și le-am spus, domnilor, comunitatea de rom de la Tăjnad are la această oră pe bugetul local introdusă apa în casă, contorizată, pe bugetul local. Toate familiile sau casele din cartier au apă introdusă, contorizată pe bugetul local. Am reușit să le facem un teren de handbal, la nivelul unui teren de handbal, în care copiii să nu mai vedem pe drum și prin cartier, să poată să bată mingea. În tot cartierul am reușit să le facem șansuri pentru a prelua apele din pluviale și așa mai departe. Acum continuă un proces de, să zicem, de modernizare a străzilor, câte le au ei acolo. Credeți că aceste lucruri au fost importante pentru ei? Nu. Faptul că nu le-am dat bani să facă balul a avut o supărare față de Vasile Mitrașca. Și am zis, nu, eu voi continua la fel, eu voi face lucruri pentru voi, decât să dau nu știu câte milioane pe care faceți un chef și cu asta nu ne alegem cu nimic. Sigur, până la urmă au fost și oameni rezonabili, că există oameni rezonabili care au înțeles și au spus, domnule primar, are dreptate. Iată, ne face drumul, ne-a băgat apă, ne-a făcut terenul, vrea să facă nu știu ce. Da, românii n-au parte de apă contorizată în casă, da? Deci românii deci, nu plătește... Eu cred că în județul Satu Mare, nu am cunoștință, dar da. Nu cred că sunt multe cartiere de rom care au aceste facilități rezolvate și este bine că le facem, pentru că de aici cred că începe un pic de civilizație, de aici cred că putem să cerem ceva în plus de la ei. Sunt multe lucruri însă care trebuie să le facem acolo, dar încet putem să le facem. Important și ei să conștientizeze și să înțeleagă că totul se face pe un buget local la care ei n-au o mare contribuție. Da. Să revenim puțin la politică. Aș vrea să vă întreb dacă aveți, dacă ați putea să ne spuneți trei personalități din județul Satu Mare cărora le prevedeți o carieră politică îndelungată și de succes în continuare? Mă băgați în întrebări din astea capcan, aici mă puneți cu unii și cu alții în față. Nu, vreau să spun că din generația aceasta tânără de politicieni, care i-am văzut și acum la europarlamentare, însă care vin cu foarte mult aplomb, gândesc altfel, e un lucru foarte bun, însă trebuie să confirme. Deci faptul însă că treci numai pentru o campanie, că printr-o conjunctură un partid sau altul te-a impus pe o listă în care poți să candidezi, nu este suficient. Tu trebuie să ai enorm de multă răbdare cu tine însuți ca să confirmi o dată în plan local. Și eu vreau să spun că orice politician, cred că ar fi extraordinar de util să poată să treacă printr-un mandat de primar, să gestioneze o localitate, măcar un mandat. Pentru că acolo poți să-ți dai seama de tot ce înseamnă dimensiunea problemelor pe care le au oamenii. Ești foarte aproape de nevoile lor și acolo înțelegi mai bine. Și atunci, probabil, urcând pe o scară politică, vezi lucrurile altfel. Am văzut și cazuri de politician, nu dau nume însă, pentru că eu vreau să rămân prieten cu toată lumea. Am văzut și cazuri de politicieni, săltați așa, au săltat trei nivele,
și au clacat, pentru că n-au avut exact ce spuneam eu, partea asta de fundație, care este foarte importantă. Da, domnule primar, eu vă rog să ne dați 3 exemple de astfel de politicieni care la un moment dat promiteau mult și și-au ratat cariera politică. Mi-e foarte greu, aș putea, dar nu cred că este cel mai relevant să dau 3 nume din județul Satu Mare, pentru că... Nu neapărat din județul Satu Mare. A, la nivel național, acolo lucrurile sunt altfel. Ce aș putea spune? Au fost mulți politicieni care au fost speranțe pentru noi. Eu am avut o relație foarte bună cu Mircea Joana, de exemplu. Am fost de câteva ori întâmplător, conjunctural, în preajma dânsului. Mi-a plăcut ca om foarte deschis, un om cerebral, un om care gândea... N-ar mai putea fi candidatul PSD la prezidențială? Nu. De ce? De ce și-a ratat cariera politică, domnul Joana? N-a avut răbdare. Deci, mă, să spun, experiența politică este un lucru interesant. La un moment dat crezi că totul se poate. Când n-a avut răbdare, domnule? În ultima săptămână. Acum? Nu, atunci. Atunci? Campania prezidențială. Vă referiți la acea vizită? La escapada de la Vântul. Dacă știa să putea să plece oriunde, era președinte. Pentru că s-a exploatat foarte, foarte ușor acea vizită acolo, care acum noi putem discuta fiecare din orice punct de vedere. Noi nu știm ce s-a întâmplat acolo. Media a relatat enorm de mult pe această temă. Însă se pare că totuși românii încă au stat în așteptare până în ultima clipă să vadă unde pune votul. Și aici cred că a fost greșeala lui. A fost trădat Mircea Joană de staful de campanie atunci? Din câte cunosc eu, nu. Pentru că nu pot avea nici o relație atât de... sau multe informații, nu relații, informații la nivelul de București. Nu. La PSD întotdeauna staful de campanie s-a dus cu candidatul. Oricum a fost o vizită în miez de noapte, cum vă explicați faptul că jurnaliștii au știut și au așteptat acolo, sau paparații, sau cine o fi fost și l-au fotografiat. Acum cred că dumneavoastră știți mai bine decât mine răspunsul. Cineva l-a împins acolo, categoric. Dar el trebuia să știe că n-are ce căuta acolo. Și asta, indiferent cine erau, cei care l-au consiliat, din servicii se discută, sunt multe speculații pe această temă, el trebuia să știe, domnule, eu vreau și am toată susținerea pentru a ajunge președintele României, trebuie să o duc la capăt până la final. Și cred că ar fi izbândit. Premierul Victor Ponta ne-a spus că în primul tur nu l-a votat pe Mircea Joană. Ce părere aveți? Nu aș comenta eu ce spune prim-ministru. A fost opțiunea dânsului la acea vreme. Totuși, a fost purtătorul de cuvânt al campaniei, a fost cel coordonatorul campaniei, aș spune. Da, a fost coordonatorul campaniei și a făcut nu chiar... Nu putem vorbi de o trădare? Nu, pentru mine ar fi mult să spun așa ceva. Nu cunosc, am rămas și eu contrariat când în urmă cu 2 săptămâni l-am auzit pe prim-ministru spunând acest lucru, dar e greu să dau o explicație pentru așa ceva. Cum v-a simțit dumneavoastră dacă cel mai apropiat om din campania noastră electorală ar spune la un moment dat că nu v-a votat? Frustrat. Domnul primar, spuneați de schimbarea de generații, de generația nouă care vine. Avem în prezent un guvern destul de tânăr din acest punct de vedere. Puteți spune 1, 2, 3 miniștri pe care îi vedeți ca fiind omul potrivit la locul potrivit, care promite, trebuie doar să confirme? Deci ar fi mai mulți și încă o dată spun, este un lucru bun că vin oameni din o altă generație, cu o altă mentalitate, cu o altă gândire. Este firesc lucrurile să se întâmple așa. O, da, câteva nume, să zicem, care îmi plac ca mod de comunicare și care au rezolvat în bună măsură problemele care le au. Îmi place foarte mult actualul ministru al educației, de exemplu, care, iată, n-a ieșit atât de mult în față comparat cu ceilalți miniștri din guvernele anterioare, care mereu au încercat să modifice ceva în legea învățământului și, până la urmă, nu mai știm ce facem. Nici acum legea învățământului nu corespunde unor necesități actuale și de imediat sau de perspectiva ale României. Dar este un om care, cel puțin mie îmi place, mult mai tăcut, mai așezat și care poate că va face treabă mai mult. Trebuie să confirme ca oricare dintre dânsii. Îmi place, dacă vreți, chiar și Liviu Dragnea, pentru că domnul Dragnea a venit și a deschis foarte mult Ministerul Dezvoltării.
Și aș vrea să vă dau un exemplu. Poate că multă lume nu înțelege, dar noi, cei administrațiile locale care lucrăm foarte mult cu acest minister, simțim acest lucru. Gândiți-vă că până în anii 2007, agențiile de dezvoltare regionale, trebuie să fac un scurt istoric ca să înțelegem, până în 2007, agențiile de dezvoltare regională au lucrat foarte bine. Tășnadu a avut 2 sau 3 proiecte foarte importante care le-a implementat prin agenție. Deci, un proiect important pentru modernizarea băilor, un proiect prin care s-a introdus apa în toate satele din jurul Tășnadului și un proiect foarte important, primul care s-a derulat în județul Satu Mare, de colectarea gunoiului menajer în Tășnad și 6 comune. Toate au mers pe în agenția de dezvoltare. După ce PDL-ul a venit la guvernare în 2008, scuzați-mă, și Elena Udrea a fost Ministerul Dezvoltării, rolul agențiilor de dezvoltare regională au fost din ce în ce diminuate și totul s-a derulat la Ministerul Dezvoltării. Pentru orice proiect, cu un grant mai mare sau mai mic, trebuia să te deplasezi la București. A fost un lucru care în perioada în care s-au pierdut foarte multe oportunități pentru foarte multe administrații locale. Actualul ministru, domnul Liviu Dragnea, a venit și încearcă din nou aceste lucruri să vină spre agenții. Mai mult, recent, de exemplu, tot felul de avize care trebuia să le luăm la comisii interministeriale la București, le-a anulat prin ordonanță de guvern și automat un proiect major care vrei să-l promovezi prin minister, automat el stă cel mai mult în laboratorul de la Consiliul Județean la direcția de specialitate. Și asta este un lucru foarte bun. Deci este, iată, un exemplu de a descentraliza și aduce lucrurile... Încurajarea regionalizării, practic. Sigur. Se cunoaște că dânsul este un om care a militat și militat în campanie pentru regionalizare. Sigur. Deci eu văd omul prin prisma lucrurilor care le face efectiv, care mă ajută pe mine ca primar, care gestionez un oraș și care mă duce mai aproape, fără foarte multă birocrație, să pot promova un proiect. Vreau să vă întreb dacă aveți un model de om politic pe urmele căruia ați vrea să mergeți. Nu, am o vârstă în care acum e greu. Sunt modele politice, de oameni politici pe care, sigur, vreau să spun că tot ce s-a întâmplat, de exemplu, dar până la un punct, mie mi-a plăcut Adrian Năstase. Un om foarte deschis, un om erudit, un om în preajma căruia îți făcea plăcere să fii. Apoi ce s-a întâmplat, sigur, sunt lucruri care noi nu mai le putem ști, nu... Mă rog, este lucruri neplăcute, dar dacă îmi spuneți de un model, și am repet, până la un anumit punct, da, Adrian Năstase putea fi un model, poate, a fost. Acum nu cred că mai poate fi un model, pentru că lucrurile care s-au întâmplat, sigur, îl duc într-o altă zonă. Aveți și persoane publice pe care nu le suportați? Există? În general, nu-mi plac oamenii care nu construiesc. Deci oamenii care încearcă să vorbească foarte mult, demagogie dusă la maxim. Și dacă vreți, fac parte din oamenii în care am spus întotdeauna, mi-ar place să trăiesc, să prind ani în România, în care politicienii români, atunci când pun piciorul pe scara avionului, să știe doar un singur lucru. Interesele României și a românilor. Deci urăsc omul care, în orice structură, cofi Consiliul Europei, cofi unde vreți dumneavoastră, și îmi denigrează țara, nu agrezi asemenea persoane. Și atunci, aici putem da anumite exemple, dar intrăm iar într-o conotație în asta politică și nu cred că este important. Dar aș vrea, și avem exemple de politicieni din țările imediate lângă noi, în care așa ceva se întâmplă. La ei în țară, mă rog, în Parlament se bat pentru multe lucruri, stânga cu dreapta, opoziția cu puterea, dar atunci când ies afară, doar interesul țării respective. Asta aș vrea să văd și eu în România. Spuneați mai devreme despre strategiile de dezvoltare. Faptul că oamenii nu înțeleg aceste strategii de dezvoltare, ei vreau să vadă ceva faptic. La nivel de județ, vedeți un astfel de proiect, o astfel de strategie în care să fiți cooptate toate orașele, toate comunele sau fiecare în parte, unitatea administrativ-teritorială, se descurcă cum poate, cu mai multe, cu mai puține proiecte, fiecare după puterile proprii? Deci, repet, categoric că este nevoie de o strategie de dezvoltare pe termen mediu sau lung, sau scurt, scurt, mediu, lung. Dar cetățeanul, sigur, vrea să vadă lucruri concrete, imediate.
La nivel de județ se întâmplă lucruri bune în acest sens și vreau să vă dau două exemple. Este master planul acesta județean din care aproape în totalitate localitățile județului Satu Mare vor beneficia într-un final de infrastructura de apă și canal. Este un lucru foarte important. Doi, actualul primar al municipiului a fost inițiatorul zonei metropolitane, pe care încă nu înțelegem toți chiar foarte bine. Tășnadu este în zona metropolitană? Este la limită, dar am reușit să intrăm în zona metropolitană, că era vorba de o anume distanță, care, sigur, pe zona metropolitană, care funcționează peste tot în lume. Deci nu este o noutate. Sigur, noi acum o descoperim, să zicem, în România. Și în România vreau să spun că sunt deja zone metropolitane care funcționează de ani buni. Zona Brașov, de exemplu, care au făcut pași mult mai repede decât noi la Satu Mare. Totul este să vedem cum această zonă metropolitană va reuși, exact cum am spus, cu regionalizare, să aducă proiecte majore pentru această zonă. Trei, Consiliul Județean încearcă acum să pune pe picioare un ADI tot pentru acest lucru. Nu cred că este o suprapunere, chiar dacă se discută acest lucru. Important este să poată găsi sursele, proiectele importante pentru, sigur, aici vorbim de județ în ansamblu, pe zona metropolitană, dar tot ce se învârte în arealul municipiului Satu Mare. Da, domnule Mitrașca, ne spuneați că ar fi foarte important ca orice politician să treacă prima dată printr-un mandat de la primărie. Ar fi ideal. Noastră ați avut mai multe mandate în fruntea orașului Tășnad. Veți candida la Consiliul Județean? Vă tentează o carieră în Parlament? Nu, niciodată. Deși am candidat în 2008 pe Colegiul 4 la Parlamentul României, după ce am pierdut alegerile, am avut un scor bun, dar nu am intrat. Însă nu mi-am dorit niciodată funcții de responsabilitate la nivelul județului Satu Mare. M-am simțit foarte bine acolo, la Tășnad, pentru că acolo mă simt eu util. Și asta e lucru care pe mine mă definește. Vreau să las ceva palpabil după mine. Eu locuiesc acolo în Tășnad, am familie acolo. Orașul acesta mi-a dat foarte multe. O familie, cu soția mea fiind localnică, o carieră care se datorează acestui oraș și cred că am și eu, cum să vă spun eu, o dorință de a lăsa cât mai multe lucruri pentru faptul că m-au susținut totuși atâția și atâția ani. Deci nu mă tentează venirea la Satu Mare să facă o navetă Tășnad Satu Mare, pentru că nu aș putea să mă mut aici. Sau chiar Tășnad București. Nu, deci nu, așa ceva. Cred că pot fi util acolo încă câțiva ani și cred că asta este important și pentru mine și pentru familia mea. Da, domnule primar, mulțumim că ați acceptat invitația noastră, Informația TV. Stimați telespectatori, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare cu Informația TV.